Oțelul a reușit primul succes după o pauză de 3 etape, 2-1 în fața fostului antrenor al Gălățenilor, Petre Grigoraș. Gorjenii au început însă în forță, iar Maxim a deschis scorul. Centrarea a venit de la fiul lui Petre Grigoraș, Alexandru. Oțelul a replicat în minutul 28 când Giurgiu a ratat un șut. Mingea a ajuns cu noroc la Antal, dar acesta a trimis mult alături. Gazdele au forțat egalarea, iar Didier a avut o execuție de efect. În 2 minute tot Didier a schimbat soarta meciului. În minutul 41 a egalat, iar după 2 minute a reușit să reia în plasă o minge venită din transversală. Golgheterul echipei. M-am bucurat pentru asta. Când am venit aici am promis 7 gol. Am ajuns la 7 gol. Mai vreau mai mult. Vreau fiecare zi să lucrez mai mult și fiecare meci să pot să dai gol și câștigăm. E un jucător valoros, de-aia l-am și achiziționat. Sunt convins că antrenamentul lui la anul viitor va fi și mai mare. În partea a doua și Maxim a fost în fața dublei, dar nu a reușit să marcheze din câțiva metri. În minutul 79, Vieira l-a lovit cu cotul pe Giurgiu, însă Eduard Ioniță nu a văzut, iar jucătorul Pandurilor a rămas pe teren. Didi a fost la un cap de hat-trick, dar mingea trimisă de brazilian s-a dus peste poartă. Oțelul s-a impus cu 2-1, iar Pandurii rămân fără victorie la Galați. Echipa Pandure, foarte bună echipă. Echipa care pasează foarte bun, ai un antrenor foarte bun. A fost un meci foarte greu. Am avut într-adevăr un moment dificil pe care îl sper că l-am trecut astăzi și sunt convins că băieții nu au de ce să nu aibă încredere în ei, fiindcă azi am câștigat în fața unei echipe bune, o echipă care joacă fotbal.